Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Vestea Bună pentru Toți. Ca întotdeauna și de această dată încercăm ca, într-adevăr, în multitudinea de vești rele să vă aducem Vestea Bună. Vestea Bună a Evangheliei, Vestea Bună a Mântuirii prin Domnul nostru Iisus Hristos. Vom continua seria de discuții pe care am început-o, cugetând la afirmațiile Mântuitorului nostru, care a spus, Eu sunt, iar de această dată vom discuta despre afirmația sa, Eu sunt calea, adevărul și viața. Am bucuria să-l am alături de mine pe conferențiar dr. Cornel Buingeanu, domnia sa, este profesor la Universitatea București în cadrul Facultății de Teologie Baptistă. Domnule profesor, bun venit la emisiune! Bine vă văd! Mă bucur tare mult de invitație! Mă bucur că ați acceptat invitația și înainte de a cugeta împreună la afirmația Mântuitorului nostru, Eu sunt calea, adevărul și viața, aș vrea să vă rog să faceți o scurtă prezentare a proiectelor în care dumneavoastră sunteți implicat. În felul acesta, telespectatorii vă pot cunoaște un pic. Poate că e numai bine, că e așa, motivația din spatele afirmațiilor pe care urmează să le discutăm, afirmațiilor Mântuitorului, că eu inițial n-am vrut să devin implicat în universul ăsta spiritual. Eu am vrut să mă fac inginer, ăsta era visul meu, da. M-am priceput la fizică, vreau fizică, dar interesant este că pe măsură ce am umblat cu Dumnezeu și am înțeles de la părinți și de la alții importanța unei vieți trăite cu Dumnezeu, mi-am schimbat pur și simplu direcția vieții. Am devenit pastor într-o biserică pentru 30 și ceva de ani, am predat de 20 și ceva de ani la Universitatea din București, tot în contextul teologiei, și mai nou sunt implicat și într-o organizație internațională care se ocupă de asistență socială, să zic, în esență, dar o asistență socială care să nu ofere omului doar mâncare și haine, ci și ceva pentru suflet, hai să spunem așa, pentru că întotdeauna am considerat că asta este important și probabil asta face legătura și cu tema noastră de astăzi, când Mântuitorul spune, eu sunt direcția aceea pe care ar trebui să o urmăm. Într-adevăr, Domnul nostru a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și aș vrea să vă rog să faceți o creionare a contextului în care Mântuitorul nostru a spus vorbele acestea. De fapt, un citat memorabil pe care el l-a... E adevărat. Este un citat adeseori pomenit. Nu știu cât de bine înțeles este, dar tot încercăm să găsim explicațiile. Contextul însă a fost contextul în care el a făcut afirmația asta, unul dificil. Mântuitorul se afla spre finalul vieții sale pământești. Cum telespectatorii noștri știu probabil, Mântuitorul a murit fiind răstignit pe cruce. Era în ultima săptămână de viață și el știa că urmează să se întâmple asta pentru că era Dumnezeu, este Dumnezeu. Lui nu-i sunt lucrurile necunoscute. Și a avut întâlnirea cu ucenicii, el și-a deschis sufletul și a spus, uite să știți, am mai spus și altă dată, voi veți rămâne singuri, eu mă duc la Tatăl, voi nu puteți veni acum, o să veniți mai încolo. Și ucenicii erau pur și simplu surprinși. Era destul de șocant să audă că Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, spune că pleacă și pleacă într-un mod în care să moară. Șocul ăsta a fost foarte mare. Imaginați-vă cum. Că sunt mulți oameni astăzi care se miră cum putea să învieze Iisus Hristos. Întrebarea ucenicilor era nu cum putea să învieze, ci cum putea să moară. Cum poate Dumnezeu să moară? Și era o situație extrem de complicată. Pentru că din perspectiva divină, cum să nu învieze? Care toată puterea Dumnezeu. Dar cum poate Iisus Hristos să moară? Și ăsta era contextul extraordinar de dificil. Și atunci Petru, unul dintre cei mai de seamă apostoli ai Mântuitorului, întreabă, dar unde te duci? Domnul spune, tu nu poți veni acum, dar cât mai târziu o să vii. Și apoi Mântuitorul pornește discursul ăsta să-l numesc sau face afirmația asta extraordinar de importantă. Eu sunt calea, adevărul și viața. E o afirmație senzațională. Versetul continuă, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și aș vrea să ne oprim asupra acestei prime părți a afirmației. Eu sunt calea. Iar Mântuitorul nostru pare a lăsa să se înțeleagă faptul că El este calea spre Tatăl, spre Dumnezeu. Întrebarea este, avem nevoie să ajungem la Tatăl? Nu suntem deja acolo, mai ales într-un popor creștin cum suntem noi?
Afirmația asta, în bogăția textului original, textul a fost scris în limba greacă, are o bogăție de sens. Eu am uitat să spun că lucrez și la o traducere, o actualizare, dacă vreți, a Noului Testament împreună cu o echipă întreagă. Textul este foarte bogat. Dar, într-un fel suntem, în altfel nu suntem la Dumnezeu. Depinde din ce punct de vedere privim lucrurile. Pentru că din perspectiva lui Dumnezeu, noi toți suntem la El. Pentru că El ne-a ales, să folosesc termenul ăsta, ne-a acceptat, hai să folosim un termen mai pe înțelesul tuturor, Dumnezeu Tatăl nostru cel Ceresc ne-a acceptat pe noi toți. Și El, ca să avem acces la El, a plătit extraordinar de mult. A plătit în locul nostru. Noi toți trebuia să murim pentru că vinovăția în raport cu Dumnezeu e una care, potrivit legilor de atunci și dintotdeauna, pedeapsa este moartea. Dar nu poți să mori tu ca să plătești ceva și gata, s-a achitat, ci trebuie să plătească cineva care e nevinovat. Păi pe cine găsești pe cineva nevinovat să moară pentru tine, pentru mine? Nu găsesc. Iisus Hristos a făcut-o. Și interesant că Dumnezeu Tatăl acceptă ca Iisus Hristos, Fiul Său, singurul om nevinovat și Dumnezeu în același timp, să moară pentru oameni. Ca El să lase accesul ăsta liber către sine. Ei, acum, dacă schimbăm puțin punctul nostru de înțelegere a lucrurilor și ne punem dreptul nostru, nu toți am ajuns acolo. De ce? Pentru că Dumnezeu nu vrea să ne forțeze. Dumnezeu nu ne ia așa cumva de gulă și că hai, trece încoace, aici trebuie să fii, că așa am decis eu. Nu, Dumnezeu ne-a creat cu voință liberă. Și deși din punctul Lui de vedere noi suntem toți ai Lui, că El a murit pentru noi toți și Tatăl nostru cel Ceresc este Tatăl din ceruri. Noi trebuie să decidem și noi la rândul nostru, să facem o alegere. Și aici intervine ideea aceea despre care spuneai foarte bine. Când Mântuitorul spune eu sunt calea, atunci trebuie să ne înțelegem că amândouă sunt importante. Și destinația, El, Tatăl, dar și drumul spre destinație. Știți că acum se tot vorbesc, nu are importanță drumul, destinația e importantă. Nu, nu, nu. Pentru că unii se pot pierde pe drumuri de tot felul și nu mai ajung niciodată la destinație. Ori, la fel stau lucrurile în viața noastră spirituală. Sunt o grămadă de oameni care spun, lasă-mă, fă asta și gata, o să fii bine. Sau fă cu tare lucru, sau cu tare lucru. Mântuitorul e foarte precis și spune, nu, nu, nu există alt drum, altă cale, altă modalitate prin care să ajungem la destinație decât El. Este drumul pe care El îl deschide. Dacă vrem să fim siguri că destinația noastră este Tatăl, atunci trebuie să alegem să mergem pe drumul acela. De-aia este absolut senzațională. Eu sunt, după mama și bunica, sunt evreu. Păi, ce să vă spun eu câte drumuri găsesc evreii să se îndrepte spre Dumnezeu Tatăl, fără să-L aibă pe Iisus. Înțeleg. Nu este corect. Nu că zic eu asta, da? Și că Mântuitorul precizează, dacă vrei să știi care e destinația și drumul tău spre destinația asta, atunci consideră că există o singură cale. Că vedeți, nu spune, eu sunt o cale, eu sunt un mijloc, eu sunt o posibilitate. Nu, nu, nu. Că mai sunt, știți, în limbajul popular, unii zic că, păi, spre vârful muntelui sunt mai multe poteci, n-are importanță. Da, mergi pe orice potec, important să ajungi pe vârful muntelui. Nu. Nu se poate. Nu, nu, nu. Mântuitorul spune, nu, nu, nu. Există doar un singur mod prin care poți ajungi la destinația finală, la Tatăl, decât prin mine. Ăsta e singurul mod. În sensul ăsta, calea este ceea ce spune Mântuitorul. Iar calea asta ce înseamnă? Nu-i vorba de, nu știu ce, tipare de tradiție. Nu-i vorba de, nu știu ce, fel de obiceiuri. Ci este vorba de o modalitate de a urma, deci un fel de fiind, da, da, ontologie, relațional. Da, în teologie se spune că ontologia care ține de ființă. Deci pur și simplu să te hotărăști să îl urmezi pe Iisus. Pentru că așa spune Scriptura. Cum este El, Iisus, așa sunteți și voi în lumea asta. Mântuitorul a spus, Tatăl m-a trimis pe mine, eu vă trimit pe voi. Și atunci, de asta e important pentru toți telespectatorii noștri.
să înțeleagă. Că sunt o grămadă de păreri, o grămadă de opinii, inclusiv opinia mea, nu? Și eu spun o opinie în lumea asta. Noi ar trebui doar să auzim opiniile astea și după aia să înțelegem că ce este important, mă duc să verific cu sursa aia. Să iau harta aia pe care o lasă Mântuitorul și să văd, sunt pe drumul ăla. Că dacă nu, nu fac ce trebuie. Înțeleg din ce spuneți dumneavoastră, în esență, două lucruri. Unul dintre ele, foarte important, este exclusivitatea căii. Nu ne putem permite, dacă e să luăm pe cuvânt pe Mântuitorul nostru, nu ne putem permite să cochetăm cu ideea că există o varietate de posibilități de a ajunge la Dumnezeu, ci îi dăm credit și acceptăm că singura posibilitate este Hristos Domnul. El este Cel care a deschis ușa spre Dumnezeu. E foarte bună precizarea. Și mă bucur că ai făcut-o. De ce? Pentru că opinia noastră este, lasă, domnule, vorba românească, lasă că merge și așa. Suntem experți în asta. Suntem experți în asta, că ăsta este modul nostru de a gândi. Uh-huh. Și tot am zis, da, lasă, dar ce contează că ăla face și așa? Lasă că Dumnezeu e bun și așa. Mântuitorul este foarte exact, precis și exclusivist în modul în care pune probleme. Absolut. Eu sunt cală. Nu zice una din nou, nu zice... O posibilitate, nu, calea. Și de ce este așa oare? Că se pot întreba telespectatorii, de ce e așa de exclusivitate? Mm-hmm. Pentru că noi suntem ființe umane extrem de limitate. Noi putem să ne rătăcim în cele mai mici detalii. Da, se întâmplă uneori că, da, s-a întâmplat mie, de exemplu, am stat, călătoream dintr-o parte în alta, n-are importanță destinația, mergeam pe un drum și am oprit la o stație de asta de alimentare și fără să îmi dau seama am luat-o în sens invers. Ce era în mintea mea? Că eu mă duc în direcția aia, dar la un moment dat îmi dau seama, măi, sunt indicatoarele care îmi arată altceva. Ce se întâmplă aici? Și când m-am orientat mai bine, am dat seama că mergeam în sens opus față de ce trebuia să merg. Asta e o chestiune banală. Ce să zic? E de râs. Dar ia gândiți-vă în universul nostru spiritual. Cât de rătăciți putem ajunge? După cine să mă iau? Și atunci Mântuitorul e foarte precis să spună, siguranța pe care o ai este să ții de calea asta. E una singură. Și atunci pentru noi este mult mai ușor. Că nu mai iau după nu știu ce fel de confesiune, nu mai iau după nu știu ce fel de lider, eu îl urmez pe Mântuitorul. Eu lucrez acum, pot să dau un exemplu. Că organizația OM, Organizația Internațională, Operation Mobilization se numește, este tot așa, dacă vreți, o organizație din asta care ajută pe oameni să-și găsească sensul. Și mai ales oamenii care sunt marginalizați, oamenii care nu sunt prea băgați în seamă, să zic, de alții, cum, de exemplu, gruparea musulmană din România, da? Turcii, tătarii, da? Și am început să lucrez cu ei. Ei nu se numesc creștini când acceptă adevărul. Știți cum preferă ei să se numească? Cum? Urmașii ai lui Iisus. Și îmi place fantastic asta. Știi de ce? Pentru că ei au înțeles. Păi stai, eu nu mă fac creștin. Ce-i aia? Nu, eu sunt urmașul lui Iisus, adică eu îl urmez pe Iisus. Și îmi place extraordinar de tare lucrul ăsta. Probabil ei surprind mult mai bine esența spirituală a călătoriei asta lor era. Când se numesc urmașul lui Hristos. Asta era. Și mie îmi place fantastic. Nu zice, nu suntem creștini. Știți că acum nu vreau să intru în dezbaterea asta, dar unii înțeleg că creștin înseamnă ce văd de pe la filme, televizor și asta. Noi nu avem aceeași înțelegere a ceea ce înseamnă creștin. Pentru noi creștini tot e să fii ca Hristos, nu? Să-L urmezi pe Hristos. Dar ei au prins foarte bine esența. Și atunci îi zic, nu, noi nu suntem creștini, noi suntem urmași ai lui Iisus. Pentru că ei au înțeles ideea. După asta ne ținem. Noi nu-i copiem pe creștini, noi nu copiem pe nu știu cine, noi îl urmăm pe Iisus. Și ăsta este lucru care dă o siguranță fantastică. Altfel este destul de multă derută. Destul de multă nesiguranță. Aș vrea să stăruim încă puțin asupra aspectului căii care este Mântuitorul. Da. După ce subliniez ceea ce dumneavoastră ați transmis mai devreme, faptul că Dumnezeu are inima deschisă, este disponibil, este ca și cum ar spune, vă iubesc suficient de mult încât în ciuda condiției voastre spirituale, de păcătoși, vă deschid o cale, trebuie să veniți la mine pe calea care se numește Iisus. Voiam să vă întreb însă, pe calea aceasta cine are acces, dacă ne gândim la faptul că cei cărora Mântuitorul le spune eu sunt calea, sunt ucenicii lui. Doar ucenicii au acces? Este o cale exclusivistă în sensul în care nu oricine poate intra pe ea?
sau oricine poate deveni ucenic? Noul Testament, dar și Scriptura în general, e foarte precisă că Dumnezeu îi iubește pe toți. Faimosul verset, pasaj din Scriptură, tot din Evanghelia după Ioan, din capitolul 3, versetul 16, spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lumea este toată lumea. Pentru ca oricine. Ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viața veșnică. Deci drumul este deschis oricui. Dumnezeu nu selectează pe unii și abandonează pe alții. De fapt, una dintre surprinderele mele foarte mari, în toată perioada asta de timp de implicare în universul ăsta spiritual, la facultate, în biserică sau altfel cu grupurile de oameni, m-am dat seama că mai degrabă oamenii care au un fel de determinare din asta așa mai precisă, nu o gândire asta complexă, sofisticată, sunt oamenii care acceptă mai ușor să urmeze pe Iisus. Este foarte surprinzător pentru mine. Și am vrut să aflu oare de ce se întâmplă asta. Și sper să nu-i supăr pe telespectatori, dar este observația mea. Noi, hai să mă includ și pe mine, noi, ca și ființe umane, ajungem uneori să ne încurcăm atât de mult în ițele astea ale gândirii noastre sofisticate, încât nu mai știm să-i dăm de cap. Ne luăm după forme filozofice, nu înseamnă că filozofia e rea. Dar filozofia fără un reper absolut e derutantă. Nu? Eu am învățat la școală în perioada comunistă. Păi să vă spun ce îmi spuneau filozofii mei în perioada aia de timp, că e o prostie să crezi în Dumnezeu. Păi, bun, și atunci în complexitatea asta gândirii noastre, cu o grămadă de fire, ițe și aia, unde să mă îndrept? Și sunt o grămadă de oameni pricepuți, înțelepți în sensul ăsta general perceput, că înțelepciune înseamnă să decizi ce trebuie. Și atunci înțelepciunea din perspectivă biblică. Dar oameni cu înțelepciune din asta practică? Foarte, da, foarte pragmatică, în sensul în care hai să vedem cum stau lucrurile în viață și oameni, mai departe ajung să se încurce și numere pe calea aia, că li se pare prea banală, prea simplă. Adică n-am înțeles. Dar de ce numai așa? Dar de ce nu poți și altfel? Și e foarte trist că sunt oameni care nu acceptă oferta asta simplă. Ia-o pe aici și te duci unde trebuie. Tocmai le spunem telespectatorilor că dragostea lui Dumnezeu este universală. Tocmai le spunem că oricine este primit. Să însemne lucrul acesta că oricine este automat primit? Da, nu, e bună întrebarea. Nu automat primit. Din nou, cine vrea să intre pe calea asta trebuie să ia o anumită decizie. Decizia aia de a începe și a accepta că ăla e adevărul, Biblia o numește credință. Credința asta este să accepți că, într-adevăr, Dumnezeu este destinația finală și că ăsta e drumul. Și spun, Doamne, am încercat variante și variante. Nu am nicio siguranță. Vreau să accept ceea ce spui tu. Merg pe harta asta propusă de tine. Și harta asta vieții, acceptată de mine, înseamnă credință. Dumnezeu nu ne obligă niciodată. De-aia sunt o grămadă de oameni care bâșbuie. Pentru că Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Iubirea pe care Dumnezeu o manifestă este una care caută reciprocitate. Nu este o iubire din aia posesivă. Da, te iubesc, faci aici, cum spun eu, că dacă nu... Nu. Te iubesc, răspunzi cu dragoste. Și atunci, decizia asta de a răspunde iubirii lui Dumnezeu și a spune vreau să-ți dau mâna, îi mergem împreună, este decizia de a umbla pe calea propusă de Dumnezeu. Și atunci putem veni cu toată încrederea la Dumnezeu, știind că Hristos este Cel care prin jertfa Lui a deschis drumul de intrare în prezența Lui Dumnezeu, dar că nu automat și de la sine oricine este acceptat, ci doar acela care consideră că are cu adevărat nevoie, care crede în jertfa lui Hristos. Trebuie să fie un moment în viață când să conștientizăm că suntem departe de o împlinire a vieții noastre, departe de o siguranță că mergem pe direcția bună și atunci cerem ajutor. Cui se cere ajutor? Tata, mama îți pot oferi ajutor, dar cel mai mare ajutor ți-l oferă Dumnezeu, Tatăl din cer. Și atunci Dumnezeu face orice
Când strigă un om necăjit, Dumnezeu îl aude, spune Scriptura. Dumnezeu face orice, că atunci când cineva strigă, e o rugăciune, Doamne, sunt pierdut, nu știu dacă viața mea o trăiesc cum trebuie, ajută-mă, vreau să te urmez pe tine. Dumnezeu depune tot efortul pe care îl are El la dispoziție să ajute pe oameni, că e calea Lui, nu e calea mea. Adică nu e o cale confesională de un fel sau altul. Nu, nu, nu. Vorbim de calea pe care El o deschide. Toți mergem pe calea asta. Dar ăla e momentul de decizie. Și asta vreau să încurajez pe toți. Nu trăi numai cu impresia că da, s-ar putea să fie, da, cred că o fi și eu ceva. Nu, nu, nu. Trebuie să fie un moment de decizie personală. E ca la căsătorie, nu? Păi nu poți să fii declarat căsătorit dacă te duci în fața ofițerului stării civile, declari în fața persoanei puse acolo să reprezinte oficialitățile locale și să spui da, vreau să mă căsătoresc, nu să semnează actul de căsătorie. La fel stau lucrurile în perspectivă spirituală. Trebuie să-i spui un da lui Dumnezeu. Doamne, vreau. Și e o afirmație publică, nu o faci numai în privat. Faci o afirmație publică. Și asta este ceea ce este important. Domnule profesor, o să continuăm discuția noastră, deocamdată însă va trebui să luăm o scurtă pauză publicitară. Stimați telespectatori, ne revedem imediat. Doamnelor și domnilor, am revenit în studio, discutăm despre afirmația Mântuitorului nostru, Eu sunt calea, adevărul și viața. Alături de invitatul meu, conferențiar dr. Cornel Boingeanu, am observat bunăvoința lui Dumnezeu, dragostea lui universală care deschide oricui ușa de a intra în prezența lui. Am constatat însă că singura cale de acces în prezența lui Dumnezeu este Domnul nostru Iisus Hristos, cel care a afirmat Eu sunt calea. Ba mai mult, această acceptare înaintea lui Dumnezeu nu este automată, nu este de la sine, nu este subînțeleasă, ci este o decizie personală a fiecăruia dintre cei care, constatând că sunt păcătoși, că au dorința, nevoia de a veni înaintea lui Dumnezeu, există această posibilitate prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Continuăm discuția noastră, îndreptându-ne spre al doilea element al afirmației Mântuitorului, care, pe lângă faptul că a spus Eu sunt calea, a spus și Eu sunt adevărul. Domnule profesor, Domnul nostru afirmă Eu sunt adevărul și pare a asocia această afirmație cu efectul așteptat. Îl veți cunoaște pe Tatăl. Ba mai mult, el spune că originea cuvintelor sale, originea mesajului său este divină. Nu de la mine spun cuvintele acestea, ci Tatăl, el face aceste lucrări ale lui. Dacă este corect înțeles faptul că adevărul care este Hristos înseamnă că el este cel ce îl revelează pe Dumnezeu, vă întreb, avem nevoie de revelație pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu? Adevărul, da, într-adevăr, are și sensul ăsta. Un mod absolut de a înțelege realitatea vieții, de a înțelege originea vieții, de a înțelege destinația, da? De a-L înțelege pe Dumnezeu. Ori, în Biblia Cornilescu este cu majusculă. Ideea este următoarea, că adevărul ăsta este un absolut. Că noi avem o grămadă de adevărul, nu? Adevărul este că suntem împreună la masa asta. Dar asta nu e adevăr absolut. Adevărul e că 2 plus 2 fac 4. Adevărul este că 2 plus 2 e foarte corect spus. Aici adevărul are nuanță de reper absolut. Ori, hai să ne gândim. Noi toți avem nevoie de repere din astea absolute. Permiteți-mi să vă întrerup. Cum să nu? Sper că nu fără sens. Avem nevoie de reper absolut. Intuiesc că într-acolo ne vom îndrepta, că vom accentua nevoia de adevăr absolut. Dar putem îmbrăca afirmația Mântuitorului, Eu sunt adevărul, și cu destinația aceasta, adevărul care vă va duce la Dumnezeu, care vi-l descoperă pe Dumnezeu? Sau? Fără îndoială, adevărul ăsta nu poate fi produsul minții mele. Eu nu pot să generez aia. Și nimeni din lumea asta nu poate face. Nici oamenii de știință, nici filozofii nu pot să ofere reperul ăla absolut. De ce? Pentru că mintea noastră umană, oricât de sofisticată ni se pare că este limitată în raport cu Dumnezeu. Există un exemplu foarte frumos oferit de teologi, că nu poți să
iei marea și apele mării și să le pui la tine în găleată. Nu în cap. Nu în cap. Da. Nu poți să iei adevărul despre Dumnezeu și să... Sau nu, hai să zic, nu poți să produci sens pentru un adevăr care este al Dumnezeu. Și atunci asta e corect. Dumnezeu este Cel care ne oferă reflecția, înțelegerea, cunoașterea, ceea ce în teologie se numește revelație. Ce înseamnă revelația? Adică Dumnezeu face un pas să transmită o parte din adevărul absolut. Că noi nu vom fi în stare, din nou, să luăm apele oceanului în propria noastră cană. Da? Și atunci o parte din adevărul absolut ne este oferit. Dar Dumnezeu precizează clar. Absolutul absolut este Iisus Hristos. El spune, eu sunt adevărul. Și atunci este o dimensiune a afirmației Mântuitorului care afirmă, eu sunt adevărul, care e dincolo de posibilitatea noastră de a percepe, de a înțelege. Într-un sens, da, dar în alt sens, El ne-a dat suficient cât să avem orientarea aia. E ca și când, bun, ai niște repere pe drum, îți dau, unde te duci, merg la București, să zic, bun, am aici un indicator că îmi arată drumul, băi, că aici te duci încolo, spre direcția București, dincolo la fel, alt reper. Și toate reperele astea pe care le au sunt parte din revelație. Revelația care este ceva ce ne este oferit nouă în limita înțelegerii noastre. Dar când vom ajunge, și Pavel spune, acum cunosc, spune el, parțial sau în parte, spune, da? Dar când voi ajunge la el, voi cunoaște de plin. Adică drumul pe care merg în lumina asta a revelației lui este drumul pe care eu îl parcurg și am parte de o măsură mică de cunoaștere acestui adevăr. Când voi ajunge în veșnicie, voi cunoaște de plin. Revelația asta, măsura asta mică, este Sfânta Scriptură. Pentru că Iisus Hristos n-a lăsat așa un fel de magie. Hai să vă las eu un spirit, da, faceți abracadabra și o să descoperiți adevărul. Nu, El a vrut ca adevărul ăsta să fie pus în litere. Și cuvântul lui Dumnezeu e adevărul. Și atunci, cine vrea să știe ceva din adevărul ăla absolut, să vadă dacă este orientat bine în viață, să caute absolutul ăla absolut în revelația pe care El a făcut-o în Scriptură. Pentru că toată viața lui Iisus Hristos este prinsă aici, în pasaje din Scriptură, suficient ca să cunoaștem noi toți. Și la mine s-a întâmplat la fel. Mi-aduc aminte că în perioada de adolescență, în perioada comunistă, era foarte greu să accepți un adevăr din asta. Toți profesorii îmi spuneau, ești nebun, ești dus cu capul, nu există Dumnezeu. Părinții îmi spuneau că există. Și ce credeți că am făcut? N-am acceptat ce au zis părinții, că am zis, dat cu banul, sau mi s-a părut mie mai corect, sau așa. Nu, am zis, dacă există un adevăr, trebuie să-l descoper și eu. Și asta e fascinația. Că acolo, în studierea asta atentă, descoperă adevărul în absolut. Asta pentru mine a fost copleșitor. Deci pe mine m-a copleșit faptul că Dumnezeu mi-a dat suficientă înțelegere să-mi dau seama din Scriptură care e adevărul absolut de care nu mă pot despărți. Profesorul la școală râdeau de mine după asta. A, ce că ești, în sfârșit, tot felul de aia. Profesorul de filozofie era cel care tot îmi spunea. După o rațiune umană, după descoperirile filozofice ale vremii, că nu există Dumnezeu. Și atunci am început și eu cu el o discuție și i-am zis, bun, care e pierderea pe care o am eu, că trăiesc ca și credincios, orientându-mă după Sfânta Scriptură. A, ce că multe zi. Da, de exemplu, păi nu bei, nu fumezi. Și s-a corectat repede că eram la școală. Da? A, ce că nu, asta nu este. Dar altceva întreb eu. Că se gândea, cred că nu există. Ah, bine ziceți. Deci eu dacă, să presupunem, cum ziceți noastră, trăiesc viața asta, orientând după adevărul ăsta, la capătul vieții, când o muri, la câți ani mi-a dat Dumnezeu, am pierdut nimic. Dar acum pot să vă întreb eu, ce pierdeți dumneavoastră, dacă, eu am dacă e adevărat? Tovarășul profesor, că atunci așa era, tovarășul profesor n-a mai zis nimic și asta este provocarea interesantă. Adică, bun, poți să te încânți cu descoperirile pe care le fac unii și alții, dar întrebarea este, e ăla adevărul? Dacă greșești, nu poți să iei viața de la capăt. Spui, a, am ajuns aici, a, mi-am dat asta, nu-i bine, hai să o iau din nou. Nu, avem o singură viață.
Și atunci adevărul ăla, absolutul ăla, este fundamental pentru viață. Și tratat cu responsabilitate. Și tratat cu extrem de mare rol. Nimic altceva nu este mai important. Ce îți oferă atunci viața altceva? Ce sens există în viață dacă nu te centrezi spre destinația asta care este absolutul absolut? Hai să numesc în continuare. Iar acum vă lansez o provocare. O mare provocare. Susțineți alături de Scriptură că Hristos Domnul afirmă: eu sunt adevărul. Că El l-a descoperit pe Dumnezeu. Că o părticică din ceea ce este adevărul absolut a vrut să ne arate și nouă. Provocarea este următoarea. Dumnezeul cel adevărat pe care Hristos l-a descoperit și poate fi cunoscut. Vă rog să încercați imposibilul. În câteva cuvinte să ne vorbiți despre acest Dumnezeu adevărat așa cum l-a revelat Domnul nostru. Dumnezeu, Creatorul nostru al tuturor, Cel care ne-a gândit pe fiecare dintre noi și ne-a creat cu un scop foarte bine definit, ne iubește atât de mult încât El ne caută mai mult decât îl căutăm noi. Eu mi-aduc aminte și în propria mea viață că mi-era rușine că tot timpul râdeau de mine că-s credincios. Și aș fi vrut să găsesc alte direcții, aș fi vrut să fiu altfel. Aș fi vrut să am un alt mod de a-mi trăi viața, astfel încât să nu fiu bătaia de joc a altora. Mm-hmm. Știu sentimentul. Da? Da. Însă a fost un lucru foarte interesant, că acest Dumnezeu care e Tatăl meu ceresc și care știe totul despre mine, m-a tot căutat, să spun asta, în moduri foarte diferite. Și prin gândirea cu sens și emoțional, au fost nenumărate astfel de experiențe pe care le-am avut, a modului în care nu eu l-am căutat pe Dumnezeu, ci El a umblat după mine. Poate că ajută să vă dau un exemplu. Fiind acasă cu mama și bunica, ascundeau bomboane, zahăr, cubic, da, era așa. Era o fascinație pentru noi copii. Da. Și, da, furam. Și mama sau bunica întrebau: ai luat? Nu. Nu. Și atunci mama și bunica zicea: noi nu știm, dar Dumnezeu știe. Asta a imprimat în mine așa o mare frică în momentul ăla. Că dacă mă întâlnesc cu Dumnezeu, păi, da, ce se întâmplă? Și n-am vrut să apar în contexte cu la biserică sau undeva să dau ochii cu Dumnezeu, că știam că sunt multe lucruri în urmă pentru care El o să-mi ceară socoteală. Ia vină încoace, numai bine că ne-am întâlnit, știți cum e cu poliția, dacă ar fi să. Hai, treci încoace, am dosarul tău, ia, uite, asta, atunci. Și eram speriat de faptul că o să dau ochii la un moment dat cu Dumnezeu. Ei, în momentul în care, în dinamica asta vieții mele, cu experiențele diverse, am avut conștientizarea asta interioară, sufletească, că Dumnezeu e acolo. Știi care a fost descoperirea pe care am făcut-o acolo? Că Dumnezeu, Tatăl ăla din cer, nu este nici polițist, nici judecător, nici măcar că bunica și mama să mă amenințe cu nu știu ce, ci este iubire absolut. El m-a îmbrățișat, dacă pot să spun așa, cu toată iubirea, așa cum eram eu ăla. Asta m-a copleșit pe mine. Nu mi-am putut imagina. Cum adică nu cere socoteala că am făcut rău? Că tot asta mi se spunea. Mai mergeam la biserică și spunea: hai, eu nu vrei să-L urmezi pe Iisus? Nu vrei să te întâlnești cu Iisus? Eu mă gândeam, nu, că știu ce am de pățit. Nu, Dumnezeu m-a cuprins. Și pentru mine asta a fost absolut copleșitor. Eu n-am să uit niciodată, eram la 15 ani, n-am să uit niciodată experiența asta. Că Dumnezeul ăsta pe care Iisus Hristos ne-l descoperă, ne-l prezintă, este iubire absolută. Nu există iubire mai mare ca a Lui. Și El se îndreaptă spre toți oamenii, indiferent de cât de greșiți sunt. El îi caută pe acolo, pe unde sunt. Oameni care au făcut tot felul de rele. Dumnezeu vrea să-i îmbrățișe și spune: te iubesc. Asta este copleșitor pentru mine. Abordarea dumneavoastră mi se pare, să nu folosesc un cuvânt mare, dar genial, în sensul în care vă întreb cum îl revelează Hristos pe Dumnezeu, iar dumneavoastră îmi povestiți o experiență subiectivă, în sensul în care transmitem în felul acesta telespectatorilor faptul că ce a vorbit Hristos despre Domnul Dumnezeu
este nu doar un adevăr teoretic, ci este un adevăr care se mănâncă, se experimentează, se trăiește. Spuneți-mi, vă rog, dacă înțeleg bine portretul sintetizat de dumneavoastră în revelația lui Hristos și experiența personală. Avem, pe de o parte, un Dumnezeu care este drept, care este integru, care este atent la calitatea morală a trăirii noastre, care judecă, pedepsește și va cere socoteală oricui pentru felul în care a trăit, pe de o parte. Pe de altă parte, este un Dumnezeu plin de dragoste, cel care îi iubește pe oricine, cel care pentru oricine îl trimite pe Hristos să moară pe cruce, cel care invită pe oricine să primească iertare și mântuire. Aceste două însușiri de caracter ale lui Dumnezeu, dreptatea și dragostea, vreau să vă întreb, sintetizează bine ce ați căutat să transmiteți? E adevărat, dar e greu de întâlnit în alt context. Există un verset în Scriptură care spune că bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu se sărută, în sensul că există armonie acolo. E foarte greu pentru noi să facem asta. Dar în Dumnezeu lucrurile așa stau. El este drept, dar și cu noi. Dar bunătatea Lui este mai mare. Dragostea Lui e mai mare. El nu iubește legile Lui mai mult decât mă iubește pe mine. Spune, măi, tu ai încălcat legile. Păi cum e posibil așa ceva? Legile astea, tu îți dai seama că sfinte. Nu vreau să ia vezi că dacă te prind eu, nu știu ce. Nu. El mă iubește mai mult pe mine decât legile alea pe care le încarc eu. Dar scopul care este? Ca să mă ajute pe mine, să înțeleg că El vrea să mă ajute să țin legile alea departe. Eu sunt mai prețios în ochii Lui decât legile sale. Și asta e copleșitor. Și așa se împacă dreptatea și dragostea. Că El mă iubește pe mine ca să mă ajute apoi să merg pe calea asta de care vorbeam noi și să fiu ce trebuie. Dar nu spune, hai, nu ești, nu, la revedere, n-am ce discuta cu tine. Nu, 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 dimpotrivă. Eu vreau să te ajut să vii pe calea aia acolo. Și eu îți dau toată puterea ca tu să mergi pe calea aia. Nu este nevoie de schimbare, de un soi de pregătire prealabilă pentru ca cineva să fie acceptat de Dumnezeu. Nu. Biblia, asta este copleșitor. Biblia spune că Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem. Schimbarea începe după asta. După aceea. Exact. Eram tânăr, mai tânăr, murdar pe mâini, mă duc la baie și ce constat? Un săpun de o frumusețe, cum nu mi s-a părut mie atunci că nu mai văzusem. Era neatins, era nou-nouț pus acolo în săpunieră și trebuia să mă spăl pe mâini. Ce credeți că am făcut? Am căutat ca fără săpun să îndepărtez cât am putut de mult mizeria de pe mâinile mele, ca în cele din urmă să fiu suficient de curat și vrednic să folosesc săpunul. Cred că, spiritual vorbind, avem aceeași tendință. Da. Să ne pregătim puțin, să ne curățăm cât putem noi, pentru că în cele din urmă să venim la Mântuitorul, să spunem, o primești. Da, sau să facem niște fapte bune, știi, hai, ca să-L îmbunesc pe Dumnezeu, mă duc și dau ceva mâncare la unii, sau mă duc și ajut pe nu știu cine. Biblia spune că toate faptele astea bune sunt ca niște haine murdare, ca și când eu aș veni la tine, hai că ți-am adus un cadou. Ce cadou? Uite, ți-am adus niște haine zdrănțuite, știi, așa. Și cadou. Nu e nevoie de niciun pregătire prealabil. Nu e nevoie. Schimbarea apoi urmează. Apoi urmează. Și Dumnezeu ne așează pe drumul ăsta și noi împreună cu El facem faptele care trebuie. Asta este lucrul. La fel cum săpunul era pus acolo ca să mă spele cu adevărat, la fel Mântuitorul este... Asta face spală pe păcătos de păcătos. Așa cum sunt. Și eu am întâlnit în toate perioada asta de timp oameni care au avut tot felul de comportamente. Oameni care, iată, o să dau un exemplu dintr-o comunitate mai marginalizată, cineva care a comis o crimă, a făcut pușcărie vreo 17 ani și m-am întâlnit cu el. Interesant este că a venit în contextul în care era supărat că eu am adus pe acolo să vorbesc despre adevărul ăsta absolut. Și era multă lume adunată și eu l-am văzut acolo că era agitat. Am încercat să evit, m-am uitat în altă parte, dacă n-am terminat era lângă mine. Și zice, îmi spune un evrei, pot să zic ceva? Te zic, ce vrei să zici? Dar lasă-mă să zic și o să afli. Da, nu puteam să. Eram undeva mai departe de București și el a zis, mă știți? Întreba el pe cei din contextul ăla, adunați acolo, au vreo 300 și ceva de oameni. Toți au dat din cap, că tocmai, da, m-am aflat eu după aia că am făcut 17 ani de pușcărie pentru crimă. Și știi de ce, știți de ce am venit aici, zice el? Șocant pentru mine. A scos cuțitul și a zis să-l tai pe ăsta. Și arată către mine. N-am putut să mă mișc.
Dar știi ce s-a întâmplat? El zice, n-am putut să vin repede, am auzit ce a zis, are dreptate, eu vreau și eu să urmez adevărul ăla. Slavă Domnului! Știi ce șoc a fost pentru audiența acolo? Copleșitor, dar îți dai seama, un om ca ăla să fie acceptat de Dumnezeu? Nu? Cum, absolut, cum e să fie? Absolut. Asta nu e absolut, absolut uimitor? Uimitor. O dragoste... Cine ar accepta un om ca ăla? Este vestea bună pe care îl aducem asta pe respectatorii. Dumnezeu l-a acceptat. Dumnezeu care accepta. Ce să spun? A fost absolut copleșitor că au fost după aia mulți oameni care au zis că toți vor să-L urmeze pe Iisus. Acum jumătate din localitatea aceea, de jumătate dintre oameni de acolo sunt credincioși. Mm. E absolut senzațională schimbarea pe care o face Dumnezeu cu oamenii ăștia, pe care noi îi considerăm a pleava societății, cum vrei să spunem. Pușcăriași, prostituate, da, tot felul de păcătoși sunt primiți, dar și cei care sunt mai sus din punct de vedere moral au nevoie de mântuire și ei sunt acceptați la rândul lor. Da, dar păcatele nu are importanță cât de mari sunt. Păcatele ne blochează accesul la Dumnezeu și atunci avem nevoie de Iisus. Domnule profesor, eu sunt viața, zice Mântuitorul nostru. Ce să înțelegem? Eu sunt calea, am discutat. Eu sunt adevărul, am discutat. Eu sunt viața. Cum putem înțelege această afirmație metaforică? Da, este poate cea mai grea parte din afirmația asta fascinantă a Mântuitorului. Că am întâlnit pe mulți care îmi ziceau, domnule, interesant, el e calea. Da, într-adevăr, avem nevoie de cale în viața asta. El e adevărul, într-adevăr, adevărul e atât de greu de descoperit și unii susțin că e al lor, alții că e al lor. Adevărul, mm-hmm, e bine să avem adevărul, dar viața? Cum viața? Viața e a mea, zice. Cum să fie viața? Nu, e viața mea, cum adică? Cum să fie el viața? Eu sunt viața. Eu trăiesc. Și era greu pentru oameni să înțeleagă cum e cu viața asta. Dar cum e cu viața? Simplu este următorul lucru. Că odată ce am pornit călătoria asta cu el pe calea care e Iisus, mm-hmm, și am acceptat adevărul absolut, Dumnezeu însuși trăiește în mine. Asta e fascinant. E ca și când El își face locuința în propriul meu suflet. Mm-hmm. Și El trăiește acolo. Și apoi viața mea nu mai este, că vorbea de schimbare, viața mea nu mai e viața aia pe care o trăiam acolo, chinuită, mărâtă, limitată, dacă vrei, poate fi și aia, sau cu bucurii din astea efemere. E o viață trăită plenar. Calitatea vieții se schimbă. Cu totul altceva. E cu totul altfel. Și atunci asta zice Mântuitorul, că eu sunt viață. Viața e adevărată, dacă vrei, nu? Trăim o viață chinuită, o viață limitată, fără El. Nu poți să zici că nu-i viață, dar nu e o viață adevărată. Ori viața trăită în adevărul ăla lui Dumnezeu și în Hristos e adevărata viață. Și aici, în existența noastră efemeră, pământească, cum mai numim noi, dar și viața viitoare. Nu? Că viața asta nu se termină la mormânt. Că sunt o grămadă de teorii că atâta e până acolo, după aia nu mai e nimic. Nu, nu, nu. Pentru că Dumnezeu ne-a creat pe noi cu trup și suflet. Sufletul nu e al nostru, e al lui. Ăla nu moare. Deci continuă existența și continuă existența. După moartea trupului. Și atunci viața eternă este viața adevărată dacă e cu El. Fără El, aia nu e viața, e chin. E iad, spune Scriptura. Viața este binecuvântarea care însoțește pe cei ce cred în Mântuitorul. Exact. Și aici, cu atât mai mult în veșnicie, nu? Că și aici nu e vorba de faptul că, băi, toți suntem la fel, cam aia, nu contează mare ziua. Nu e adevărat. Viața pe care o trăiesc eu ca și credincios e diferită. E ca și când eu am un fel de platformă din asta pe care îmi trăiesc viața, care e legată cumva de veșnicie, pentru că Dumnezeu este etern. Da? El în mine, trăind în mine, e greu de înțeles logic, dar așa spune Hristos, Mântuitorul, că El vine să locuiască împreună cu noi. Dacă mă iubește cineva, Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Le aducem așadar pe spectatorilor vestea bună a vieții, vieții veșnice prin credința în Domnul Asta Iisus. Asta este adevărata viață. Aș vrea să vă rog acum la încheiere să îi priviți în ochi pe telespectatori și să le adresați un scurt mesaj. Dragii mei, este uneori foarte complicat să ne gândim la ce este de fapt viața. Dumnezeu spune că viața bogată de plină este în El, în credința în El. Vă invit
să descoperiți viața asta. E fascinantă. Credința în Dumnezeu nu e un chin, e o bucurie imensă. Nu există bucurie mai mare în lumea asta decât bucuria de a trăi împreună cu Dumnezeu și cu atât mai mult de a fi cu El în veșnicie. Vremurile sunt așa de nesigure, sunt o grămadă de lucruri care ne înspăimântă, dar în mâna lui Dumnezeu și cu El suntem în siguranță. Căutați-L pe El, credeți în El și umblați pe calea care este Iisus Hristos. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați avut răbdarea, sperăm interesul, curiozitatea de a ne urmări până la final. Vă îndemnăm, așa cum spune Scriptura, să vă apropiați de Dumnezeu, iar Dumnezeu se va apropia de fiecare dintre dumneavoastră. Sunt Cătălin Bărăscu și până data viitoare vă urez o seară plăcută, o săptămână minunată, o viață binecuvântată. Sâmbăta la ora 19, duminica la ora 19 în reluare, puteți urmări săptămânal emisiunile noastre. Ne puteți urmări de asemenea pe YouTube și pe Facebook și până la următoarea noastră revedere, fiți binecuvântați!